Începem. Domnule președinte, stimați colegi, suntem onorați de vizita prietenilor noștri cehi astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážení hosté, jsme velmi poctěni dnešní návštěvou Parlamentu České republiky v Moldavské republice. Constat cu satisfacție că în ultima perioadă avem o dinamică foarte bună a relațiilor și la nivel de parlamente, și la nivel de guverne, de președinți, de țări. S potěšením konstatuji, že v poslední době máme velmi dobré až vynikající vztahy na všech úrovních, a to jak úrovně parlamentní, tak vládní, tak na úrovni prezidentské. Am discutat despre agenda noastră de integrare europeană, procesul de demarare a negocierilor. Diskutovali jsme na prvním místě o našem tématu přístupových jednání do Evropské unie. Am rugat susținerea, continuarea susținerii din partea prietenilor noștri cehi în lansarea oficială a procesului de negociere, care sperăm să-l avem cât de curând. Požádal jsem naše české kolegy a přátele, aby nás i nadále podporovali v našem úsilí o spuštění přístupových hovorů. Doufáme, že budou zahájeny co nejdříve. Am primit asigurări că vom fi ajutați în procesul de pregătire și de a Parlamentului Republicii Moldova în procesul de lansare a negocierilor, un rol important pe care trebuie să-l joace legislativul. Dostalo se nám ujištění, že nám bude i nadále poskytována podpora parlamentu České republiky, zejména pokud jde o nutné legislativní úpravy, které musí uskutečnit náš moldavský parlament. De asemenea, am discutat și despre situația de securitate din regiune, situația din Ucraina, impactul pe care îl are această invazie a Federației Ruse și asupra Republicii Moldova. Diskutovali jsme také o bezpečnostní situaci v našem regionu v kontextu vojenské agrese Ruské federace na Ukrajinu. Am discutat despre acțiunile noastre la capitolul consolidarea securității energetice. Diskutovali jsme také o tématech z kapitoly posilování energetické soběstačnosti Moldavska. Am salutat prezența investitorilor cehi în Republica Moldova și ne-am exprimat speranța că această cooperare, aceste investiții vor crește și vor spori securitatea noastră energetică. Oceňujeme velmi přítomnost českých investorů v moldavské energetice a vyjádřili jsme naději a přesvědčení, že
budou v tomto úsilí pokračovat a že přispějí k rozvoji nezávislosti naší země v oblasti energetiky. De asemenea, am făcut un schimb de opinii privind tactica, strategia de interferență a Federației Ruse împotriva țărilor noastre. Vorbim aici de influențe de ordin hibrid, campanie de dezinformare, tentative de corupere a alegătorilor, a politicienilor și cum mai bine putem, prin cooperare, să răspundem acestor atacuri de ordin hibrid. Také jsme se vyměňovali zkušenosti, jak čelit interferencím ze strany Ruské federace, a to zejména pokud jde o hybridní válku, pokud jde o dezinformační kampaně a v neposlední řadě také o korupci jak politiků, tak voličů a o možnostech, tedy jak těmto hrozbám čelit. Și desigur am mulțumit pentru ajutorul de care am beneficiat până acum. Proiectele de investiții în localitățile noastre, în sate, în orașe și contăm și în continuare pe amplificarea și valorificarea noilor oportunități. A samozřejmě jsme také poděkovali našim hostům za všechny investiční projekty realizované v našich obcích a městech a v naší infrastruktuře s podporou České republiky a věříme, že tato spolupráce bude do budoucna pokračovat. Pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedo, milý Igore, já na úvod chci říct, že Česká republika a Český senát považuje návštěvu moldavského parlamentu za a Moldavska za velmi důležitou a obou straně přínosnou. Ty máte do mnohé prešedinte drágu Igore Dráčko Léčla, introducere cín svůzpun k Republika Čecha, ší senatu, ší parlamentu Republiky Čeche, konsider vizita nostra Republika Moldova ca foarte importantă și benefică pentru ambele țări. Jedním z důkazů významu této návštěvy je to i, že se mnou přijelo celkem dalších 5 členů Senátu Parlamentu České republiky. Una dintre probele acestei afirmări este faptul că împreună cu mine au venit alți 5 membri ai comitetului sau reprezentanții Senatului Parlamentului Republicii Čeche. Jsou mezi nimi dva členové našeho velmi významného výboru pro obranu a bezpečnost a zahraniční věci, místopředseda Evropského výboru, který navštívil mimochodem Moldavsko před týdnem, aby cestu připravil. Sunt cu mine doi membri ai comitetului foarte important pentru colaborare internațională și securitate. Și un membru, chiar vicepreședintele Comitetului pentru Afaceri Europene, care a fost aici acum o săptămână cu scopul pregătirii vizitei noastre de astăzi. Je tady se mnou členka sociálního výboru a také člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. A venit cu mine și doamna membra Comitetului pentru Afaceri Sociale și un membru al Comitetului pentru Educație a Parlamentului Republicii Čech. To samotné složení dokazuje, že jsme přijeli proto, abychom jednoznačně potvrdili, že Česká republika podporuje vstup Moldavska do Evropské unie. A často komponence face proba solida a faptului că Republica Čechă sprijină aderarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Nabídli jsme konkrétní možnosti spolupráce na parlamentní úrovni. Am oferit unele posibilități concrete ale colaborării la nivelul parlamentar. A já bych byl velmi rád, pokud by pan předseda mohl se svojí delegací navštívit Českou republiku, Český senát, abychom mohli v tom dialogu pokračovat a v té práci. Eu aș aprecia foarte mult dacă domnul președinte ar putea veni în vizita în Republica Čechă ca să putem continua și dezvolta această colaborare. Zároveň velmi oceňuji
ten pokrok, který Moldavsko směrem ke vstupu do Evropské unie učinilo, jak postupně se daří Moldavsku uzavírat jednotlivé kapitoly? Paralel až do Rise Subliniaska a Preces Foarte Mult progresul realizat de Republika Moldova on procesul aderari on Uniunea Europeană cum reușit să finalizați kapitole diferite na čest procedeu. Shodli jsme se na tom, že je velmi důležité bojovat proti korupci a také dělat všechno pro to, aby byla zachována svoboda médií a aby média konala správně veřejnou službu. Am găsit comun acord și ceea ce privește combaterea corupției în țările noastre, cum să asigurăm libertatea mass mediilor în contextul actual, ca să asigurăm transparența în lumea politică actuală. Shodli jsme se také na tom, že pro Česko i pro Moldavsko je velmi důležité, abychom spolupracovali v oblasti bezpečnosti a strategické nezávislosti. Am găsit comun acord și în necesitatea de a continua colaborarea între țările noastre în domeniul securității și autonomie strategice. Oceňuji, že již dnes existuje výměna informací na úrovni bezpečnostních složek obou zemí. Apreciez foarte mult că în perioada actuală există schimb de informații între forțele de securitate din ambele țări. A co se týká nezávislosti, tak jsme se bavili zejména o energetice. Și ceea ce privește autonomie și independență, am discutat acest aspect mai ales în domeniul energetic. Obě země si prošly těžkým obdobím zbavování se závislosti na ruském plynu. Ambele țări au trecut printr-o perioadă grea care a început cu dependența totală la gazele din Federația Rusa. A velmi mě těší spolupráce v oblasti energetiky, kdy tady v Moldavsku působí české firmy, které jsou úspěšné. Și pe parcursul am reușit să dobândim o mare parte a independenței și a autonomiei și mă bucur foarte mult că acum sunt prezente niște firme ca investitori în Republica Moldova care au succes în activitățile lor. Potěšilo mě, že Česko i Moldavsko se stejně dívá na podporu podnikání v tom smyslu, že to zásadní, co by měl dělat stát, že nastaví stabilní, transparentní a průhledné prostředí. Mă bucur că avem o părere similară, chiar identică, ceea ce privește sprijinul guvernului și parlamentului, ceea ce privește condițiile legislației, ele trebuie stabilite în mod cât mai transparent și stabil. Na závěr chci říci, že Česká republika se letos připomíná 20 let od jejího vstupu do Evropské unie, kdy jsme do Evropské unie vstoupili společně s dalšími 9 státy. La concluzie aș dori să menționez faptul că Republica Cehă a celebrat în anul actual a 20. aniversare din momentul aderării Republicii Cehe în Uniunea Europeană. Atunci am aderat în Uniunea Europeană împreună cu alte 9 țări. Před těmi 20 lety se jednalo o odvážné rozhodnutí tehdejších 15 členských zemí. Atunci, acum 20 de ani de zile, era vorba de o hotărâre foarte curajoasă din partea țărilor membre de atunci. Během jednoho dne se počet členských zemí rozšířil z 15 na 25. Într-o singură zi, numărul țărilor membre s-a mărit practic dublu, de la 15 la 25. Osobně jsem přesvědčen, že dnes, v dnešní době, bychom měli být co možná v nejbližší době schopni podobného odvážného kroku. Eu sunt convins personal, că în perioada actuală ar trebui să fim în stare să adoptăm o asemenea hotărâre curajoasă. A přijmout za členské země Evropské unie po proběhlých vyjednáváních hned několik zemí, které dlouhodobě plní podmínky.
Castele adoptăm în Uniunea Europeană pe mai multe țări care deja acum își îndeplinesc obligațiile și condițiile pentru aderarea în Uniunea Europeană. A jednou z těch zemí je, dle mého názoru, určitě Moldavsko. Já chci popřát panu předsedovi a Moldavsku, aby v té nastoupené cestě vydrželi. Și una dintre aceste țări, după părerea mea, cu siguranță este Republica Moldova și eu aș dori să vă urez, domnule președinte, ca să reușiți în continuare în efortul dumneavoastră de a adera în Uniunea Europeană. Z vlastní zkušenosti víme, že to není jednoduché a že to někdy i bolí. Din experiențele proprii știm că uneori nu e deloc simplu și uneori chiar doare. Na druhé straně se to vyplatí, a vyplatí se to nejen Moldavsku, ale i celé Evropské unii, protože ten demokratický a svobodný svět bude zase silnější. Pe de o altă parte suntem convinși că această hotărâre s-ar răsplăti și nu numai s-ar răsplăti Republicii Moldovei, iar se va răsplăti și Uniunii Europene, pentru că lumea democratică va deveni una mai mare și una mai tare. Aha, demokratické principy a svobodu je náš společný úkol. Și obiectivul nostru comun este să apărăm principiile democratice și libertate. Thank you very much. Mulțumesc.